De ani buni, comuna Drăgoiești se mândrește cu faptul că într-una din bisericile sale, cea cu hramul Sfinții Trei Ierarhi, a fost botezat domnitorul Mihai Viteazul. Cercetările asidue ale unui dascăl al locului, mare iubitor de istorie, profesorul Ion Ciucă, alături de munca asiduă a unui alt dascăl, Gheorghe Căpătaru, au dus la descoperirea unor importante documente care confirmă faptul că Mihai Viteazul nu doar a primit creștinarea pe aceste locuri, ci chiar s-a născut la Drăgoiești. Primarul Gheorghe Melente nu are niciun dubiu după ce a văzut documentele. Doamna Jana, acum numai că se spune, eu zic cu certitudine, este născut în biserica de la noi din Drăgoiești, Sfinții Trei Ierarhi. Am tot mediatizat lucrul acesta, am și promovat proiecte notorietatea Marelui Domnitor, într-adevăr, pe 15 ianuarie 1558 s-a născut, avem în sprijinul nostru vină documente de la Episcopie, de la Arhiva Națională. Și de ce spun lucrul acesta? Noi în momentul de față ne ocupăm să facem o monografie ampla a localității. Și domnul profesor care se ocupă de întocmirea monografiei a mers pe firul documentelor și a ajuns că, într-adevăr, dacă noi până acum promovam că s-a botezat în localitatea Drăgoiești, cu siguranță s-a și născut. Documentele, dacă o să doriți, o să intrați în posesia lor, sunt publice, prin care spune că în momentul nașterii Marelui Domnitor, sau mai înainte, Pătrașcu Voievod și-a ținut divanul, sau ședința de guvern actuală, cum se spune, în localitatea noastră Drăgoiești. Deci suntem renumiți nu numai prin faptul că suntem o localitate de oameni gospodari și o localitate frumoasă, suntem renumiți că suntem și atestați cu o vechime considerabilă, foarte mare. Marele Domnitor pentru noi este un atu că este născut la noi, pentru că și în proiectele viitoare, după ce se vor finaliza anumite investiții, ținând cont de drumuri județene, locale și obiective, o să intrăm în circuitul turistic și cu siguranță atunci vom fi vizitați și nivelul de trai și promovarea localității va fi alta. Cu siguranță spre bine. Dar locuitorii și în special copiii înțeleg importanța unui asemenea eveniment istoric care pune Drăgoiești așa în centrul evenimentelor? Amploarea evenimentului nașterii Marelui Domnitor sau botezului Marelui Domnitor este undeva de 7-80 ani de zile. În momentul în care noi am insistat pe acest subiect, am intrat și în circuitul perelinajului domnitorului Mihai Viteazu. Acum, eu sper și cu siguranță o să și verific ca și cadrele didactice să dezvolte subiectul, să-l discute și în cadrul didactic, ca și elevul să conștientizeze că este un lucru foarte, foarte bun. Nu pot să vă spun astăzi cât de mediatizat sau cât de perceput este în interiorul localității la un om mai în vârstă, dar cu siguranță la oamenii de vârsta mijlocie deja știu, deja vedem noastră și prin obiectivul pe care noi îl facem, așezământ cultural tipul Mihai Viteazu în satul Buciumen la intersecție, faptul că e denumirea așa, duci discuția și spui, păi de ce l-am făcut? Păi uite, avem și noi un mare, cum fiecare localitate se identifică cu cineva, iar noi avem chiar un mare, mare, mare domnitor. Deci domnul profesor a fost pasionat de subiectul ăsta. Da, da, da. Și chiar a căutat dovezi clare ca noi să... Pentru că în momentul în care faci o monografie și spui, ca la tezele de doctorat, amintiți-vă, trebuie să spui sursa, trebuie să documentezi, să dovedești lucrurile acestea. Pentru că astăzi s-au mai agățat diverse localități, că s-a născut, că s-a făcut. Eu aș putea să povestesc că ziceau toți de Târgu de Floci, da, că este născut. Nu, nu, pentru că Marele Domnitor în copilăria lui... Deci, domnitorul Pătrașcu, voievod, știți că a fost asasinat, a fost el și familia lui și l-au ținut pe Mihai Viteazu oarecum ascuns, ca să nu se dovedească că e sânge domnesc, ca să piară tot neamul. Și după aceea a apărut și s-a spus că este un om de negustor, de animale și, într-adevăr, Marele Domnitor a făcut de toate, mai puțin biserica, îl cunoaștem.
De numele domnitorului Muntean se leagă și așezământul cultural botezat Mihai Viteazul, aflat în construcție ca semn că localitatea Drăgoiești s-a legat pentru totdeauna de marele om politic.